Proiectele derulate în ultimii ani de Asociația Terra Moldave vin să apropie la nivel cultural și nu numai cetățenii din România și din Republica Moldova. Tinerii din Cahul au nevoie de educație în limba română și tocmai de aceea cărțile oferite constant de această asociație sunt pentru ei ca o gură de oxigen. Am demarat anul trecut cu un simpozion organizat cu sprijinul Bibliotecii Chirileanu. Și o parte din cei prezenți aici au fost și atunci și s-au prezentat lucrări interesante privind simbolistica Muntelui Ceahlău. Anul acesta, ca să eliminăm modelul simpozioanelor, vom deschide acțiuni cu caracter permanent. Primul obiectiv pe care îl vom aborda este Monumentul Eroilor, de asta m-am și referit, este opera unui sculptor italian care a trăit pe meleagurile noastre, cu ajutorul specialiștilor noștri, Iulian, unde ești? Avem un specialist în arhitectură, poate nu l-ați cunoscut, dar eu vi-l prezint. Este arhitectul care a coordonat lucrările de restaurare a cetății Neamțului. Mă rog, în limita banilor pe care i-am avut. Vom încerca să intervenim în conservarea și nu numai, și în promovarea ansamblului Monumentul Eroilor din Piatra Neamț. Asociația Terra Moldave face parte dintr-un șir de asociații care au toate același scop, și anume promovarea calității în sensul dimensiunii ei umane. E vorba de o învățătură morală care, fără îndoială, este cu atât mai necesară cu cât trăim astăzi într-o vreme care nu ne lasă prea mult timp de meditații, de reflexie, care cultivă mai mult individualismul, uneori colectivismul prost înțeles și rareori comunitarismul. Acestea sunt problemele generale pe care românii le întâmpină și ceea ce vă spun eu trebuie crezut, pentru că a fost confirmat de un alt coleg al meu, domnul Daniel David, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care a avut o inițiativă absolut remarcabilă, și anume aceea de a încerca să realizeze un profil al poporului român cu instrumentele psihologiei cognitiviste. Colegii care au fost acum o lună de zile cu aproximație, cu o donație de carte, undeva un tiraj de 3.000 de cărți, dacă nu mă înșală memoria, au simțit această incomoditate la frontieră, deși iarăși e și vina noastră, dar poate că nu e și vina noastră. Sigur că cu drag, ori de câte ori avem o ocazie să venim în România, în țara mamă, o facem cu plăcere. Sigur că se vorbește mult despre acea unire, deși o vorbim deja de 25 de ani și dacă o mai vorbim încă 25, cu cât mai mult o vorbim, cu atât mai mult o îndepărtăm. Șansa noastră astăzi este să avem cât mai mulți buletine de români, fiindcă e singurul loc pe care ne putem strecura din coace, mod și loc prin care ne putem strecura din coace de prut, fără să mai avem probleme de graniță. Știm cu toții că în această etapă destul de dificilă și destul de grea, iată și previziunea politică, geopolitică nu este cea mai favorabilă. Am înțeles după cum să doresc a semna astăzi niște documente ale Uniunii Europene și sigur că noi ca popor suferim pentru această decizie, dar sperăm într-un demers comun și într-o înfrățire dragă nouă cu dumneavoastră, cu această posibilitate de a deveni cetățeni români, să reușim mai mult decât am reușit până astăzi.